Dragii mei, așa cum v-am obișnuit la emisiunea noastră Chef de Chef cu Lăutari, avem toate genurile muzicale, deci am invitat pe Gabi special pentru această emisiune, deoarece el va cânta o piesă de folclor sau etno, nu? Îți spun bine ai venit la Edno. Emisiune. Mulțumesc Edno, da? Foarte mult pentru invitație, Cornelia, ție și colegilor tăi. Melodia se numește Asta-i viața de român, fiindcă noi suntem un popor care știm să petrecem, să ne distrăm și tocmai de aceea am făcut o melodie despre acest subiect, să zic așa. Păi atunci hai să ne distrăm, nu? Hai să ne distrăm împreună cu colegul nostru Pokémon, chiar dacă nu este aici, este piesă făcută de el. O să facem o emisiune specială cu toată formația ta și toți soliștii tăi. Îți mulțumim foarte mult, Cornelia, mulțumim mult! Cântă chiar, da, că nu e bote sau nuntă, cântă. Păi cântă-mi astăzi tăutare, chiar dacă nu-i sărbătoare. Cântă, cântă-mi lăutare, cântă chiar, da, că nu e bote sau nuntă, cântă. Păi cântă-mi astăzi tăutare, chiar dacă nu-i sărbătoare. Asta-i viața de român, nu doar de pas sau Crăciun. Viață de românistez, ai vesel și petrecăreț, așa. Vinul în pahare și tu, și tu să-mi cânti lăutare, cântă. Păi cântă-mi astăzi pentru mine, că vreau ca să mă simt bine. Curgă, păi curgă vinul în pahare și tu, și tu să-mi cânti lăutare, cântă. Păi cântă-mi astăzi pentru mine, că vreau ca să mă simt bine. Asta-i viața de română, nu doar de pas sau Crăciun. Viață de românisteț, vese și petrecere. Viață de românisteț, vesel și petrecăreț.